De anul acesta, părinții care au copii la creșă, grădiniță sau la școală primesc o deducere din salariu de 100 de lei pentru fiecare minor. În cazul unei familii în care un părinte are un salariu brut de 6.000 de lei, va primi la final de lună, după reținerea tuturor contribuțiilor, 3.530 de lei, cu 20 de lei mai mult față de un român care nu are niciun copil. Practic, din deducerea de 100 de lei oferită pentru fiecare copil de stat, părintele rămâne în mână cu 10 lei. Este doar una dintre modificările fiscale luate de executiv. Rapoartele de la FMI, de la Comisia Europeană, de la Banca Mondială ne-au arătat că sarcina fiscală aplicabilă salariilor mici este mult prea mare. Și din acest motiv am încercat, în bugetul alocat de 2,5 miliarde de lei pe an, să creștem cât se poate pentru toți acești angajați venitul net. Și de asta am introdus aceste deduceri personale. Ca părinții să beneficieze de această deducere din impozitul pe venit, trebuie să aibă copilul înscris la o unitate de învățământ, de la care să ceară o adeverință pe care trebuie să o ducă angajatorului, împreună cu o declarație pe proprie răspundere. Economiștii spun că o astfel de măsură nu contribuie la creșterea nivelului de trai. Guvernul ar trebui să ia măsuri de încurajare a vieții economice din România, de susținere a mediului de afaceri, pentru ca acesta să poată plăti salarii suficient de mari cetățenilor României, salarii care să le permită acestora să-și susțină copiii care se află la școală. Părinții percep diferit această facilitate. Nu reflectă realitatea și n-a reflectat niciodată costul pe care îl avem cu dezvoltarea unui copil. Eu o să le în plus. E cu plus, nu e cu minus. Pe unii oameni îi ajută orice le un plus. Probabil că sunt persoane care se bucură de 10 lei, însă efortul este mult, mult prea mare. Aproximativ 3 milioane de copii sunt înscriși în sistemul de învățământ preuniversitar. De deducerea de 100 de lei pe copil la salariu poate beneficia doar unul dintre părinți.